Ce ai face diferit dacă ai ști că nu te judecă nimeni? Ce tare e întrebarea asta. Ce aș face diferit dacă aș ști că nu mă judecă nimeni? Cred că mi-aș face tot felul de machiaje nebune și tot felul de culori ciudate în păr. Dar am așa obsesie acum, în ultima perioadă, pentru make-up. Am învățat să mă machiez singură, tot încerc și experimentez lucruri. Nu știu, cred că aș fi un pic mai îndrăzneață în felul în care arăt, în styling, make-up și în imagine. În imagine. Zi-mi un lucru de care sunt prea mulți oameni obsedați în ziua de azi și tu nu înțelegi de ce. De succes. Adică am văzut în jurul meu și văd, din păcate, în jurul meu foarte mulți oameni care vor succesul acum. Și vor acum mult și vor tot dintr-o dată. Da. Și nu înțeleg că tot ce faci trebuie gândit pe termen lung. Da. Cu pași mici. Exact. Un lucru despre care ai spus că nu-l vei face niciodată, dar l-ai făcut. M-am măritat. Da, jur, am zis, eu să mă mărit niciodată. Am zis, la 30 de ani o să fac un copil, nu știu cu cine, îmi fac în seminare sau o să adopt un copil, că eu soț nu o să am, eu nu vreau să aud de așa ceva. Dar eram foarte vehementă. Și uite că te-a convins. Și uite că la 24 de ani m-am căsătorit gravid în luna 7, adică viața te surprinde, viața bate filmul, bate orice plan. Așteptări și planuri. Și... Da. Când l-am cunoscut pe Cătălin, am simțit că el este omul care vreau să fiu toată viața și pur și simplu s-a întâmplat totul foarte natural și n-a fost nimic forțat. Uh-huh. Zi-mi, ce înseamnă pentru tine iubirea, o definiție a iubirii? O definiție a iubirii? Iubirea înseamnă Alex, cățeii, iubirea înseamnă când stăm toți acasă și, nu știu, ne uităm la desene și mâncăm popcorn sau când dansăm, uite, mă sună cătă. E în Germania. Ai simțit. Da. Când suntem toți acasă și, nu știu, mâncăm, ne jucăm, de exemplu, avem un obicei, toți trei, să ne punem pălării în cap, să cântăm Alex la tobă, eu la muzicuță, cătă la o clapă mică și tot schimbăm instrumentele între noi, facem tot felul de petreceri, ca să zic așa, acasă. Iubirea înseamnă acasă, înseamnă liniște, înseamnă familie, înseamnă... De fapt, asta e cel mai frumos în viață. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă că există? În reîncarnare. Da? Crezi în reîncarnare? Da. Adică... Da, cred în reîncarnare. Chiar cred în reîncarnare. Ce minciună spui cel mai des? Da, am timp, da, pot. Sigur. Eu nu știu să zic nu. Am o problemă cu asta, adică de foarte multe ori îmi programez lucrurile de făcut într-o zi, dar nu mă gândesc că trebuie să mănânc, că trebuie să mă ocup și de mine și de foarte multe ori mă epuizez foarte tare. Da. Dar sunt fericită cumva că fac lucrurile pe care mi le doresc sau pe care le-am promis. Mm-hmm. Zi-mi o responsabilitate pe care ți-ai dori să nu o ai. Aș vrea să fac așa și să fie curățenie dintr-o dată. Eu sunt obsedată de curățenie, adică la modul ăla, obsedată și mă spăl pe mâini de 70.000 de ori pe zi. Am fost toată la derma când mi s-a uscat foarte tare pielea pe mâini și mi-a zis dermatologul, da, te dai cu crema asta, dar te duci la psiholog pentru că nu este ok să... Dar deși ne ajută cineva cu curățenie, avem o doamnă care vine la curățenie, la mine vreau să fie lună mereu și e greu cu copil și cu doi câini, e cam greu să fie lună. Și mi-ar plăcea așa să fie o aplicație, să apeși pe un buton, să spați din palme și să fie totul cum îmi doresc. Dacă ai putea avea o singură super putere, care ar fi? Să zbor. Da. Dacă ai putea stabili tu o regulă pe care o să respecte toată lumea, ce regulă ai stabili? Să nu mintă nimeni niciodată. Să fie doar adevăr absolut.
Ce greșeală repeți în continuu? Ceva ce îți propui de mâine, nu o să mai fac și tot faci. Mănânc dulciuri. Nu, ne putem abține, n-ai cum, n-ai cum. Și mă uit la pozele mele când eram slabă și zic, uite, uite, bine, mi-a arătat, uite, bine. Păi da, mai bine, și eu scum ghețata mă, sau... Mai bine, nu mai mânca dulciuri. Suntem haos, suntem... Avem un program foarte haotic și de multe ori nu apuc să mănânc în timpul zilei și seara când prind un pic de mâncare... Mai ales dulce. Da. Bine, nu pot să zic că mănânc mult și îmi place mâncarea sănătoasă, dar... Nu apuc să fac sport, am mesele haotice și atunci că nu sunt tonifiată și foarte slabă. Zi-mi două reguli sau valori personale pe care nu le-ai încălca orice ar fi. În primul rând, nu mint, nu suport asta. Adică mă simt, m-aș simți super vinovată să fac asta. Nu, n-am cum să fac asta. Sunt foarte loială și... de încredere, adică dacă vorbești cu mine și te deschizi în fața mea și îmi spui niște lucruri personale, eu niciodată nu o să le vorbesc cu altcineva. Așteptările astea le-am și eu. De la ceilalți. De la ceilalți. Ce întâlnire întâmplătoare ți-a schimbat viața fundamental? N-a fost o întâlnire fizică, a fost ca în filme. Eu am făcut o piesă acum mulți ani, Minți murdare, făcute praf, a ajuns pe YouTube, nu știu cum, nu știu cine a pus-o. Și regizorul filmului Loverboy și actrița principală erau într-un magazin de pantofi, cred că știți povestea, că am tot spus-o. Vânzătoarele ascultau piesa mea pe YouTube și au zis, mamă, se potrivește perfect cu povestea filmului, haideți să o sunăm pe Ada. Eu aveam 19 ani atunci, urma să-mi dau bacul, m-au sunat, eram în Târgu Mureș. Când mi-au zis, mi s-a părut că este ireal, nu venea să cred. Și clar mi-a schimbat viața. Momentul acela, în momentul acela o cheamă tot Ada. Tot Ada o cheamă, da. Foarte tare. Dacă ți-ai putea alege să trăiești pentru câteva zile într-o altă epocă, în ce epocă ți-ar plăcea să intri măcar așa un pic? Mi-ar plăcea să trăiesc în viitor. În viitor. Da, adică mi-ar plăcea să... Black Mirror, așa. Eu sunt foarte... Da, sunt super curioasă și... mereu mă gândesc, oare cum o să fie? Întotdeauna gândesc... gândesc foarte departe. Nu știu de ce. Îți faci filme. Îmi fac... Mamă, îmi fac... nu știu... seriale de alea, cu 20 de sezoane, nu filme. Uite, zi-mi un lucru ilegal pe care l-ai făcut. Sau hai să zicem, care a fost cea mai mare nebunie pe care nebunie? L-ai făcut? Bă, n-am prea făcut nebunie și dacă le-am făcut, le-am făcut cu ușile închise unde nu m-a văzut nimeni. Nu te știu nimeni. Nebunie. Bă, n-am făcut. Pe cuvânt, dacă am făcut. Ce te inspiră atunci când creezi, când compui? Tot. Orice. Nu pot să spun că mă inspiră un anumit lucru. Oricum mi-au venit foarte multe idei de piese în locuri neobișnuite. Nu știu, de exemplu, dau un exemplu, întind rufe. Și mă relaxez în momentul ăla, adică am un blank în cap. Mă gândesc la, oricum și cu rufele, dacă am, când întind rufele trebuie să fie cârligele la fel, aceeași culoare, da, sunt plecată de acasă, da, sunt... Dar mă relaxează chestia asta. Nu știu, mă inspiră tot. Poate o să zici tu un cuvânt acum care mă atinge, idee, îmi rămâne în cap și mâine fac o piesă. Nu știu. Ce ai schimbat la viața ta dacă ai ști că ești nemuritoare? Wow! Mi-a venit un răspuns ăla sincer, rău de tot, dar nu pot să-l zic. La cameră. N-am cum să-l zic la cameră. Nu se poate. Ce aș schimba? Cred că aș fi mai îndrăzneață, aș face niște lucruri, gen aș sări cu parașuta, aș face bungee jumping, nu știu, aș face niște chestii pe care clar nu le-aș face acum, pentru că mi-e frică. Ai o listă cu lucruri pe care să le faci până la final? Nu. Bucket list? Nu. Nu, eu sunt cu muzica, cu familia, cu copilul și cu muzica. Încă puțin, trei lucruri pot să fie mărunte, care te fac foarte fericit. Cartofi prăjiți. Mâncarea bună mă face fericită, sincer. Adică, mai ales când sunt acasă cu Cătă și îmi gătește. Mai mult el îmi gătește, sincer. Adică și eu mai fac lucruri. Mie îmi place să fac deserturi, fac lui Alex. Mai fac tarte, mai fac tort. La mâncare, nu prea îmi place să fac mâncare, deși știu să fac. El, Cătă îmi gătește. Și, mami, așa o bucurie și așa, când stăm la masă, pare un lucru super mărunt, dar...
nu știu, mi-aduce bucurie. Îmi place să mă relaxez, să mă uit la seriale. Eu am o viață privată, destul de liniștită. Sunt înconjurată de copii mereu, mă joc și sunt cu cătări, mare parte, sau cu prieteni. Lucruri normale, de oameni normali, că și așa am haos în restul, în restul timpului. Și mai voiam să te întreb și ce îți place să faci când ai timp, în afară de muzică, bineînțeles. Ce-ți place? Îmi place foarte mult să mă plimb prin natură, mă încarc cu energie, îmi place foarte mult marea, îmi place cel mai mult. Sunt și zodia pești, probabil. Și îmi face și bine, și fizic îmi face bine, nu doar psihic. Îmi place să merg și la munte, îmi place să mă plimb, îmi place să văd locuri, îmi place să vizitez locuri, îmi place să văd lumea, să văd. Și am ajuns la ultima. Mamă, așa repede. Ultimele două, da, da. Zi-mi, dă-mi o definiție a prieteniei, ce înseamnă pentru tine prietenia. Loialitate, dragoste și respect. Și care e în momentul ăsta cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu? Bă, n-am doar unul, sincer. În primul și în primul rând îmi doresc să fie Alex sănătos, fericit, împlinit, să îmi dea Dumnezeu înțelepciune, să pot să-l cresc frumos și să nu patinez, că n-ai manual cum să crești un copil. Parentingul ăsta mi se pare un mare fâs, nu există așa ceva. Și depinde de fiecare copil și depinde de fiecare copil, de fiecare familie, de fiecare, nu știu, nu există doi copii la fel sau două familii la fel, e imposibil. În fine, să fie el bine, să fim noi o familie fericită și liniștită și să reușim să facem tot ce ne-am propus și evident să fac cât mai multe piese frumoase pentru mine, pentru artiștii de aici de la Balada Records, pentru alți artiști din industrie. Vreau să crească Balada Records, vreau să crească Ada, vreau să... Și nu că vreau eu succes și vreau eu să fiu peste tot timpul și... Pur și simplu simt că pot și vreau să las ceva în ceva. Da. Să fiți pozitivi, să fiți liberi, să faceți ce vă spune inima mereu și oricând, pentru că doar așa puteți să fiți cu adevărat happy.